Supla interpretă Mariana Mihăilă ar dori să treacă la altă categorie de greutate. Însă organismul ei încăpăținatul nu ascultă. Nu vrea să acumuleze nici măcar un gram în plus. Romantică am fost, romantică. De ceva timp, Mariana Mihăilă luptă cu kilogramele în minus. Bruneta și-ar dori să se îngrașe, dar se pare că nu e chiar atât de simplu. Din păcate nu am reușit să adaug niciun kilogram după sărbătorile de Paști. Mulți se vor amuza auzindu-mă spunând din păcate, dar asta e, pentru că eu chiar mi-aș dori 2 kilograme în plus. Romantică eu sunt, romantică voi fi. Eu, din contră, am probleme kilogramele în minus și, deci, poate că este bine, pentru că, zic eu, e mai ok să fii suplă decât ai kilograme în plus. Chiar dacă este o pofticioasă, Mariana recunoaște că oricât ar mânca, nu se îngrașă. Dacă o văd pe cineva mâncând și mi se pare că mănâncă așa cu poftă și pare foarte gustos, imediat vreau și eu, chiar dacă nu sunt flămândă, dar vreau măcar, deci, o bucățică să gust. Mănânc atât cât îmi doresc, chiar nu-mi pun limite și la ce oră vreau, dacă mă rețin uneori noaptea și stau pe internet, chiar și după miezul nopții, să știi că stomacul parcă îmi cere ceva de mâncare și atunci deschid frigider și mănânc cea mai bun, chiar cărniță. Chiar dacă este minionă și foarte suplă, interpreta obișnuiește să alerge prin parc. Asta pentru că celulita nu ocolește nicio femeie. Alergatul este bun nu pentru slăbit, că eu nu doresc să slăbesc, dar eu îmi doresc să-mi întăresc mușchii. Chiar dacă o domnișoară este slăbuță, este suplă, asta nu înseamnă că nu riscă să aibă celulită. Și eu încerc să fac acest lucru ca să-mi întăresc puțin mușchii de la picioare. Dacă am să alerg regulat, cred că o să-mi propun deja să alerg mai mulți kilometri astăzi, unul mai mult, mâine iarăși și tot așa, ca să ating niște performanțe. De ce nu? De olimpiadă sigur că nu sunt. Dar pentru mine, pentru silueta mea și pentru a mă menține în formă, cred că am să practic în aer liber. Îmi place foarte mult. Romantică eu sunt.